Permiteți-mi să mai citesc încă un verset și jumătate din cuvintele acelui așa apostol care a scris textul din care am citit. Din Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5, partea finală și versetul 6, zice: a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Am ascultat cum ați slujit în seara aceasta și mă întreb, după ce am observat că întreg mesajul evanghelic era fost cuprins în cântările voastre, dacă mai are rost să predic. Pentru că dacă cineva a vrut să afle adevărul despre mântuire, l-a putut afla deja. Dar mi-am amintit că Mântuitorul spunea în Matei, în capitolul 23, în versetul 34, vorbind cu poporul Israel: de aceea, iată, zice, vă trimit proroci înțelepți și cărturari, pe unii din ei îți veți omorâ și răstigni, pe alții veți bate în sinagogile voastre și veți prigoni din cetate în cetate. Și m-am întrebat, oare de ce m-ai trimis, Doamne? Dar nu le-ai vorbit Tu? Dar n-au trimis Domnul atâția proroci în cursul istoriei? Știți unde e răspunsul? A Lui care ne iubește să fie slava. Pentru că ne iubește. Spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, tot în Evanghelia după Matei, o pildă. Zicea că un om bogat avea o vie și a arendat-o unor vieri cu nădejdea că la vremea roadelor va primi ceva din via aceea. Numai că atunci când a venit vremea roadelor și stăpânul și-a trimis slujitorii după roade, stăpânii viei, lucrătorii viei i-au bătut pe trimișii stăpânului și i-au trimis înapoi cu mâinile goale. Culmea, spune Mântuitorul, că acest stăpân al viei nu a anunțat autoritățile, nu i-a dat afară pe vieri, ci scrie textul că a trimis pe alții la ei în nădejdea că pe aceștia îi va primi cu bunăvoință. Numai că pe aceștia, spune Biblia, că i-au batjocorit, i-au împroșcat cu pietre și pe unii i-au omorât. Și după aceasta, ce a făcut stăpânul? Zice că în repetate rânduri a trimis pe alți slujitori la vieri. Și în final, când a văzut că toți erau tratați la fel, a zis: îl voi trimite pe Fiul, poate că pe El îl vor primi cu cinste. Numai că vierii, văzându-L pe Fiul, au zis: iată moștenitorul viei, haide să-L ucidem cu pietre și via rămâne a noastră. Abia apoi stăpânul a apelat la autorități pentru a-i scoate pe vierii aceștia din via lui și a-i pedepsi. Pilda are următoarea morală: Dumnezeu este acest vier. Și faptul că n-a apelat la autorități după prima abatere dovedește dragostea și speranța, nădejdea, că așa spunea Pavel, că cel care iubește, dragostea, nădăjduiește totul și rabdă totul. Ei, Dumnezeu în dragostea Lui nădăjduiește că într-o zi ne vom trezi și ne vom întoarce. Dacă omul ar fi pedepsit când păcătuiește, cine ar mai avea șansă să se pocăiască? Cine ar mai fi mântuit dintre noi dacă Dumnezeu ne-ar fi pedepsit și ne-ar fi ucis la prima abatere, așa cum a spus că pedeapsa păcatului este moartea? Numai că mai este o învățătură pe care o putem trage din pildă. Pe măsură ce dragostea aceasta este călcată în picioare, responsabilitatea celui care o calcă crește pe zi ce trece. Pentru că vierii care au lucrat via au fost pedepsiți nu pentru o abatere. Și atunci când s-au acumulat toate, la sfârșit se acumulează, cum zice Pavel, o comoară de mânie. Adică dacă cineva se împotrivește unei asemenea dragoste atât de mare din partea lui Dumnezeu, pedeapsa lui este mai îndreptățită și este mai vrednic de pedeapsă. Fie ca și seara aceasta să fie o șansă pe care ne oferă Dumnezeu, o dovadă de dragoste din partea lui Dumnezeu, dar să nu fie călcată de niciunul dintre noi în picioare. Am citit un text cunoscut de credincioși care ne pune în față două lucruri.
De fapt, fiecare dintre noi, conform acestui text și a întregii scripturi, suntem ca o fată curtată de doi băieți. Unul este un fățarnic, frumos îi se arată pe din afară, vrea să pară bogat, luând bani împrumut sau furându-i, o plimbă poate cu mașina altuia, ca să îi arate că e bogat, că e frumos. Celălalt este un băiat simplu, dar credincios, care o iubește din inimă. Și fata este în poziția sa să-l aleagă pe unul dintre ei. Vreau să vă spun că 99% îl aleg pe primul, pentru că n-au ochii deschiși spre adevăr. Ei, dați-mi voie să vă spun că în această situație suntem oricare dintre muritorii de pe pământ. În fața noastră stă lumea și Hristos. Și am să vă arăt din Scriptură că lumea ni se înfățișează foarte frumos. Zice în Apocalipsa, același apostol care a scris textul despre care am vorbit, în care spunea să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume, că dacă cineva se îndrăgostește de lume, nu-l poate iubi pe Dumnezeu, că nu poți să te căsătorești cu doi bărbați, ori cu unul, ori cu celălalt. Dar cine iubește pe Hristos va disprețui lumea. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci astea trec. Și cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Ei, același apostol spunea în Apocalipsa, în capitolul 17, pe când era în insula Patmos prigonit pentru credința în Hristos, că a avut o vedenie în care i-a apărut lumea așa cum este în realitate. Bine, aici e zugrăvită sub forma unei metafore, sub forma unei femei, ca să înțelegem noi un adevăr mare despre lume. În Apocalipsa 17 zice un înger către Ioan, vino să-ți arăt judecata curvei cele mari care șade pe ape mari. Și zice de la versetul 3, m-a dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fioară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Sigur, când citești textul, nu înțelegi mare lucru. Dar dacă stai puțin să meditezi, aici e ascuns un mare adevăr. Bărbații îl înțeleg mai bine decât surorile. Pentru că atunci când vezi o femeie îmbrăcată în acest chip, îți dai seama de forța de a seduce a unei asemenea femei. Asta este lumea, spune apostolul. Asta ne spune Dumnezeu. Lumea ni se înfățișează sub chipul unei femei seducătoare, îmbrăcată provocator, împodobită frumos, cu un pahar din aur și cu care ți-l întinde și ți îmbie să bei din el. Numai că în el se află o travă, cum spune textul mai jos. Dacă nu credeți și credeți că este o femeie, vedeți ce spune mai departe. Am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-a mirat minune mare. Nu a fost nicio femeie care a băut sânge de sfinți în istorie, decât lumea și societatea lumească îmbătată de mentalitatea aceasta a diavolului, care i-a ucis pe urmașii Domnului pentru că nu le-a convenit mesajul Evangheliei. Cum nici astăzi nu le convine, dar ne suportă, pentru că așa sunt legile. Ei, în fața noastră, în aceeași direcție, mai stă cineva în față. Pe de o parte, așa cum spuneam, lumea, și este seducătoare și vom vedea în seara aceasta, că prinde în nejile ei tineri și bătrâni și milioane de oameni sunt slujitori. În Isaia, în capitolul 53, ne este prezentat cel mai frumos și cel mai real chipul Domnului Iisus Hristos în comparație cu chipul lumii. În Isaia 53, de la versetul 2, aici profetul îl vede și zice, el a crescut înaintea lui Dumnezeu ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Dragul meu,
în seara aceasta vreau venit din partea lui Dumnezeu ca un sol. Așa cum spunea Mântuitorul că El trimite pe unii și pe alții și tot ne trimite pentru că ne iubește. Să-ți spun că ai posibilitatea să alegi. Să alegi între lumea aceasta seducătoare și mesajul se adresează și credincioșilor, pentru că cu părere de rău vă spun că întâlnesc tot mai multe ființe care intru în discuție și aflu că se trag din familie de credincioși. Și când îmi dau seama cum au ratat și au respins mesajul pe care l-au primit din copilărie, îmi dau seama câtă nevoie este să ne evangelizăm copiii. Am un prieten care lucrează la penitenciar și predică Evanghelia și îmi spunea, majoritatea celor cărora le predic îmi spun că provin din familie de credincioși. Și îmi dau seama cât de seducătoare este lumea chiar pentru cei care vin la biserică, că la urma urmei apostolul și-a adresat epistola și textul care l-am citit nu lumii, ci nouă, copilașilor, celor care l-am cunoscut pe Hristos, să ne spună cât de periculoasă și seducătoare este lumea, ca o femeie care înșală și duce în curvie pe mulți oameni. Așadar, două chipuri ne stau în față, lumea și Hristos. Haideți să vedem ce oferă lumea și apoi să vedem ce oferă Hristos. Care este oferta cu care te îmbie lumea? Ce are femeia aceasta în paharul ei? Și ce poate să ne ofere Hristos? Zice textul care a fost citit că tot ce este în lume, ce-o fi în lume? Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu-i de la Tatăl, ci din lume. Singurele lucruri pe care le poate oferi lumea și cu care îmbie pe locuitorii pământului sunt astea trei. Pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Am să le iau pe rând în ordine invers. Mai întâi lăudăroșia vieții sau dorința de faimă, de a-ți face un nume, de a fi cunoscut, de a ieși din anonimat, de a fi cineva. Dorință care, așa cum spuneam mai devreme, prinde ca o mreajă pe foarte mulți locuitori ai Pământului. Citeam în cartea lui Samuel, în 2 Samuel, în capitolul 23, despre o întâmplare din viața lui David. Regele David, ni se spune că era închis în Betleem și o ceata filistenilor era la poartă. Înconjurase cetatea. David era cu câțiva slujitori lângă el și dintr-o dată i s-a făcut poftă să bea apă din fântâna de la poarta Betleemului. Și a întrebat el aici, în versetul 15, cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar el n-a vrut să o bea și a vărsat-o înaintea Domnului. Și el a zis, departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta, să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdea vieții lor. M-am întrebat, citind textul, ce i-a împins pe acești trei bărbați să treacă printr-o armată, printr-o oaste a dușmanilor, cu riscul să-și piardă viața ca să ducă un ulcior cu apă? O fi fost David în pericol de moarte? Era așa de însetat încât murea dacă nu bea apă? Nu, că după aceea spune textul că a vărsat-o pe pământ, semn că nu era chiar așa de sete. Singurul motiv pentru care acești trei bărbați au riscat viața a fost faima de a ieși din rândul soldaților David și a zice, noi suntem viteji, am trecut printr-o armată, avem cu ce să ne lăudăm. Spiritul acesta de lăudăroșie e atât de puternic încât oamenii își riscă viețile ca să-și facă un titlu. Atâția oameni au pornit să cucerească Polul Nord și foarte mulți nu s-au mai întors niciodată. Din ce dorință? Ne folosea la ceva? Singurul lucru era că erau trecut și ei printr-o carte a recordurilor sau pe altundeva și dintr-o dată numele lor devenea foarte cunoscut. Oamenii așadar sunt cuceriți. Și nu sunt unu, doi, trei, sunt milioane de oameni care aleargă după acest ideal, care și-au făcut un scop în viață din faimă, din lăudăroșie. Să aibă cu ce să se laude. Tot în Vechiul Testament, în cartea lui Samuel, în 2 Samuel, în capitolul 17, este
povestit aici un episod din viața lui Absalom, fiul lui David, care s-a răzvrătit împotriva tatălui său și a vrut să ajungă pe tron. Absalom a avut parte de doi sfătuitori, unul Ahitofel și celălalt Hușai. Ahitofel, ni se spune în Scriptură că era un om foarte înțelept, unul a cărui sfat echivala cu sfatul lui Dumnezeu, adică dacă îl întrebai pe el, puteai fi convins că dacă l-ai fi întrebat pe Dumnezeu, de la fel ți-ar fi spus. Adică avea un sfat atât de înțelept încât nu mai intra loc de un sfat mai bun. Celălalt sfătuitor, Hușai, era prietenul lui David, care s-a întors la Absalom, fățarnic, spunându-i că de acum vreau să fiu prietenul tău. El însă păstrând în ascuns legătura cu David și dorind să apere cauza lui David în consiliul nou al lui Absalom. Și după ce Ahitofel l-a sfătuit, i-a spus așa: uite-te, în noaptea asta pornesc eu cu câțiva soldați după David, David este obosit. Va cădea una, două în mâinile noastre și moartea omului pe care ți-o dorești va fi sigură. Numai că Absalom a zis: hai să vedem ce zice Hușai. Știți în ce a costat sfatul lui Hușai? Știi cu ce l-a determinat Hușai pe David să abandoneze sfatul bun al lui Ahitofel, bun pentru el? I-a spus Hușai: auzi, nu așa se merge, pentru că David este un viteaz. Așteaptă până mâine și adună pe tot Israelul și mergi tu în fruntea oștirii. Pentru că după ce îl vei birui pe David, cinstea să vină asupra capului tău, așa să va fi încrunat Ahitofel. El va fi viteazul lui Israel, nu tu. Și a aprins în el orgolul acela, spiritul acela de faimă, spunându-i la un moment dat: dacă vom ajunge la el în vreun loc unde îl vom găsi, vom cădea peste el ca roa pe pământ. Dacă va fugi într-o cetate, tot Israelul va duce funii la cetatea aceea și o vom trage în pârâu. Se poate așa ceva, să tragi o cetate? Nu se poate. Doar i-a încălzit imaginația lui Absalom, pentru că știa Hușai ceva. Că omul este foarte vulnerabil atunci când e vorba de faimă, de lăudroșie. Dacă ți se oferă un loc să fii ridicat deasupra celorlalți, să fii lăudat, omul alege asta, fără raționament adesea. Și așa a făcut Absalom și știți că și-a pierdut viața și a murit singur. Pentru că lumea oferă, printre altele, și spuneam că este foarte tentantă și seducătoare această ofertă. Câți oameni nu și-au sacrificat viața pe acest altar? Ba Domnul Iisus Hristos atrăgea atenția în Matei, în capitolul 23 și în capitolul 6, că se poate ca și noi oamenii religioși, cei care ne-am pocăit, să ne întoarcem de la Hristos și de la Dumnezeu și să ne așezăm același ideal în viață. Zicea el: voi postiți, dați zeciuială, faceți rugăciuni, dar toate astea le faceți ca să vă fadă oamenii, adică ca să aveți o faimă, un nume în fața oamenilor. Și asta este pericolul de a te întoarce de la Hristos spre lume, chiar în mijlocul bisericii. În seara aceasta Dumnezeu ne spune că cei care umblă după așa ceva să țină minte că de lăudăroșia vieții fiind din lume va trece odată cu ea. Pentru că niciunul din cei care și-au făcut vreun nume în istorie n-au rămas. Unde sunt mari oameni ale istoriei? Unde e Cezar? Unde e Napoleon? Unde e Hitler? Fiecare e mormântul lui, se odihnește și mai învățăm pe la școală, unii nici n-au auzit de ei. Pentru că faima se duce odată cu viața, nu rămâne, este trecătoare. Cei care iubesc lumea vor trece. Mustra Domnul Iisus Hristos pe farisei în Ioan, în capitolul 5, versetul 44, spunându-le că voi umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu. Te întreb, dragul meu, în seara aceasta, nu cumva ți-ai făcut un ideal din părerile altora, din slava pe care o poți culege de la apropiații tăi, de la cei din jurul tău? Asta este oferta lumii cu care cucerește lumea. Dar mai sus de acest verset spunea Domnul ceva despre cei care umblă după slava oamenilor. Versetul 42: știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Pentru că cine iubește lumea nu are în el dragoste de Dumnezeu. Nu poți să iubești pe Dumnezeu și să iubești în același timp faima, slava lumii, lauda.
În al doilea rând, spune textul Bibliei că lumea mai oferă ceva. În cupa aceasta de aur a femeii din Apocalipsa 17 se mai află ceva cu care îmbată pe locuitorii pământului. Și anume, e pofta ochilor. Vezi, fiecare dintre noi vrem să punem în fața ochilor ceva cât mai frumos. Adică dorința de lux, de confort, de avuție, de îmbogățire. Asta este oferta lumii. Aici pe pământ lumea ne oferă, pe lângă faimă, poate oferi bogăție, confort, lux, și societatea noastră oferă din belșug asta. Nici o societate n-a fost atât de bogată ca societatea asta. Nici într-o vreme oamenii n-au avut atâtea lucruri cât au astăzi. Niciodată oamenii nu s-au bucurat de confortul de care ne bucurăm astăzi. Și totuși oamenii nu le ajung și se luptă mai departe să sporească veniturile și confortul și și-au făcut un ideal din asta. În Evanghelia după Luca, în capitolul 18, Domnul arăta puterea aceasta de înrobire a lumii prin bogăție în exemplul tânărului bogat. Luca 18, de la versetul 18, spune că un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Textul care a fost citit astăzi, dacă ați fost atenți, se încheia cu următoarele cuvinte: cel care face voia Tatălui rămâne în veac. Asta era întrebarea tânărului bogat. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ce să fac să am viața veșnică? Și știți că vorbește cu Mântuitorul, Mântuitorul la sfârșit îi spune: dacă vrei să ai viață veșnică, îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai de la săraci și vino apoi și urmează-mă. Tânărul a plecat foarte supărat pentru că avea multe avuții. Și m-am întrebat și vă întreb și pe dumneavoastră: n-a fost în fața lui același lucru care stă și în fața noastră? Lumea și Hristos. Și Hristos a spus: dacă vrei să mă urmezi pe mine, trebuie să renunți la lume. Dar el a fost atât de sedus de bogăție, încât a renunțat la Hristos, pentru că avea multe avuții. Și unde or fi? S-or dus odată cu el, că bogățiile sunt nestatornice, zicea apostolul Pavel. Amintiți-vă de Avram și de Lot. Știți că într-o singură zi Lot și-a pierdut toată averea și soția și copiii când au fost cuceriși de cei cinci împărați. Avram i-a izbăvit, dar după aceea din nou și l-a pierdut Lot prin potopul care a căzut din cer cu foc. Pentru că bogăția trece odată cu viața cel târziu. Un alt caz în Evanghelie este în Luca capitolul 12, de la versetul 13. La Mântuitorul apar doi oameni iară care se certau între ei de la avuție. Și Domnul spune aici în versetul 15 următoarea adevăr: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Dar lumea ne orbește cu asta. Ne îmbie cu asta. Este oferta lumii. Amintiți-vă de ispita Mântuitorului. L-a urcat pe un munte înalt și a arătat toată strălucirea împărățiilor pământului. Tot cu asta a venit diavolul și la Domnul, că n-are ce să ofere lumea decât faimă, bogăție. Și pentru această cursă foarte mulți au renunțat la Hristos. Te întreb în această seară, dragul meu, dacă nu cumva ți-ai făcut din asta un ideal. Oameni care își calcă principiile pentru câțiva leuți sau euro. Oameni care renunță la biserică ca să câștige ceva mai mult. Oameni care nu mai au timp să se roage și de scripturi, nu mai au timp să postească. Zice în Psalmul 119, versetul 72: mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Dar când e vorba de timp, la fel prețuiește? Când în fața ți se oferă posibilitatea să câștigi 1000 de lucruri de aur și de argint într-o zi și în cealaltă parte stă posibilitatea să stai să citești din scriptură, ce alegi între astea? Acolo se vede dacă pentru tine prețuiește mai mult legea gurii lui Dumnezeu sau lucrurile de aur și de argint. Nu spun că să nu mergem să lucrăm,
dar spun de faptul că suntem adesea atât de înrobiți de ce poate să ofere lumea, îmbiați de această forță a lumii de a se duce cu bogăția, încât renunțăm la principii, la Dumnezeu adesea și nu ne mai gândim la Scripturi. Zicea înțeleptul Solomon în Proverbe, în capitolul 23, un sfat pentru tineri, dar se potrivește pentru oricine. Și căci nu te chinui să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Adică nu-ți fă un ideal din asta. Pentru că abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, că bogăția lui își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri, se duce repede. Nu ăsta să-ți fie idealul, dar asta mi-o oferă lumea, cu asta mă îmbie. Și foarte mulți sunt păcăliți. Adesea uităm de faptul că între noi și lume există un război. Nu mă refer la lume ca oameni, ci mă refer ca sistem, ca ofertă a păcatelor, a plăcerilor, a ceea ce spuneam, a avuțiilor, a faimei. Spunea Tozer, un om al lui Dumnezeu din secolul trecut, că pentru milioane de credincioși, relația cu lumea este o relație de joacă. Ei consideră că sunt pe pământ ca să se distreze, să se bucure, în timp ce pentru alte milioane de oameni lumea este un teren de luptă, este un război continuu în care poți fi oricând lovit. De aceea trebuie să umbli cu foarte multă atenție, pentru că în războaie adesea inamicul așează mine în pământ și nu știi că calci pe un teren minat și mergi liniștit, fără să-ți dai seama că tu de fapt ești păcălit și poate deja prins într-o mreajă. Pentru că al treilea lucru despre care vreau să vă spun, cu care lumea ne îmbie, cu care cucerește pe locuitorii ei, o a treia ofertă a vrăjmașului nostru, a lumii, zice textul, este pofta firii pământești sau în limbaj direct pofta cărnii, anume plăcerea. Pentru că astea poate să ne ofere lumea, faimă, bogății și plăceri. Și orice ați încercat să mai adăugați, o să vedeți că se încadrează în una din astea trei. Lumea oferă plăcere și nu este de subestimat această forță de atracție a lumii. Uitați-vă că societatea noastră este nebunită după plăcere. Au făcut un altar imens din distracții. O lume care își petrece timpul în fața televizoarelor, la tot felul de programe de divertisment. Oameni care petrec în discoteci și în alte locuri unde își găsesc plăcerea. Mă gândesc la stadioane unde merg cu zecile de mii și cu sutele de mii mai nou de oameni și păcat că uneori și credincioși își sunt prinși în acest altar al plăcerilor. Zice Pavel în 2 Timotei, în capitolul 3, versetul 5, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 4 și 5. Că în vremea din urmă oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Oamenii își vor face din plăcere un ideal. Și pentru foarte mulți oameni, toate valorile sunt dictate de plăcere. Dacă îmi place, o fac. Și bine. Dacă nu îmi place, nu mă interesează. Că oamenii se ghidează după plăcere. Amintiți-vă de Samson. Ni se spune în Judecători, în capitolul 13, că a mers la părinți și a spus despre o fată din țara filistenilor, zice, luați-mi-o că îmi place. Singurul motiv pentru care mi-o trebuie e că îmi place. Și eu sunt dirijat de plăcere și dacă îmi place, o fac. Și știți că și-a pierdut viața din cauza acestor plăceri. Asta este lumea. Ne oferă plăceri. De la mâncare și băutură până la alte și alte forme de divertisment, culminând cu relațiile intime, pentru că trebuie să recunoaștem că nicio societate din istorie n-a cunoscut asemenea stricăciune morală ca astăzi, că ne scăldăm zilnic și ieșim într-o lume care se scaldă într-o băltoacă de noroi imoral,
cum spunea Mântuitorul, că oamenii în vremea din urmă se vor căsători, se vor însura, se vor mărita. De ce până acum nu s-au căsătorit și nu s-au măritat? Ba da, dar niciodată un om nu s-a căsătorit de atâtea ori cât se căsătorește astăzi. Pentru că niciodată nu au fost atâtea divorțuri câte sunt astăzi. De ce? Pentru că oamenii umblă după plăcere. Asta le oferă lumea. Oamenii caută plăceri. Zice în Eclesiastul, înțeleptul Solomon în capitolul 2, că a fost o vreme când a umblat și el după asta. Și zice aici că am început să-mi adun robi, roabe, cântăreți, femei, grădini, mi-am făcut tot felul de lucruri care să-mi sporească plăcerile. Și zice la un moment dat, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcuse cu mâinile mele, mi-am dat seama că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt. Că până și aici pe pământ, la un moment dat le părăsim, zice el în capitolul 12, că vine o zi în care vei spune că nu mai găsești nicio plăcere nici măcar în viața de aici, cu atât mai mult la moarte. Iată deci că toate ofertele lumii se întind până la groapă. E ca și o rețea de telefonie mobilă. Acum voi sunteți aici aproape de graniță și știți că dacă n-aveți activat roaming-ul când ați părăsit țara puțin mai încolo, vi s-a pierdut semnalul. Așa e și cu lumea. Ofertele ei merg până la mormânt. De acolo încolo nu se mai pot întinde. Pentru că lumea nu are garanția veșniciei. Singurul care o poate garanta e Dumnezeu. Iisus Hristos este singurul care poate să dea viață veșnică. Lumea poate să ofere numai pentru acum și pentru aici. Cu astea trei a venit diavolul și la Mântuitorul, că nu are ce să-i ofere și nu o să aibă nici dacă o să mai țină lumea încă 6.000 de ani. Amintiți-vă că i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă ca pietrele acestea să se prefacă în pâini. Știți cum i-a răspuns Mântuitorul? Omul nu se hrănește numai cu pâine și numai cu carne, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. În ce a costat ispita diavolului? Păi arată dacă ești Fiul lui Dumnezeu, arată asta, dovedește, fă-ți un nume. Dar Iisus Hristos i-a spus cu alte cuvinte, auzi, eu am venit în lume, dar să știi că am venit ca om și vreau să fiu om cât sunt pe pământ. Am părăsit, m-am dezbrăcat de slava cerească și am devenit om, la fel ca fiecare dintre noi. El ar fi putut să vină cu toată slava, să ne cucerească, dar am citit în Isaia 53 că a ales să vină ca o odrasă slabă, ca un băiat simplu la o fată. Dacă vrei să-L accepți de bună voie și a refuzat ispita aceasta de a-și face un nume și o faimă în Israel, că imediat ar fi recunoscut toți bărbații lui Israel, toți mari preoți, dacă ar fi avut o aureolă în jurul capului, dacă ar fi avut, eu știu ce strălucire măreață, dar nu, am ales să fiu om. În al doilea rând, l-a urcat, cum spuneam, pe strașina templului, ca să arate bogățiile, apoi pe vârful muntelui, ca să arate bogățiile lumii și pe strașina templului, ca să-l provoace, să se arunce jos, să facă o minune și să nu se lovească. Se spune că odată Solomon stătea pe țărmul mării. Lângă el stătea primul ministru și a văzut cum în port intră mulțimi de corăbi, altele așteptau să se elibereze portul, să intre, descărcau mărfuri, încărcau alte mărfuri și plecau în larg. Și întreabă Solomon pe prim-ministru, auzi, te rog să-mi faci un calcul, să-mi spui cam câte corăbi intră anual și pleacă din portul acesta. Care, după o clipă de gândire, omul spune, maestatea dumneavoastră, din acest port pleacă în fiecare an doar 3 corăbi. Cum se poate așa ceva? Dar în fața mea văd 10 de corăbi care intră în port, își descarcă mărfuri, altele pleacă. Cum poți să spui că intră doar 3 corăbi în port? Nu, împărate Solomon, doar 3 sunt. Pentru că dintre toate corăbile acestea care pleacă și vin, o mare parte din ele pleacă din dorința de a îmbogățire, din dorința de a se îmbogăți pentru bani. Merg să facă comerț, cumpără mărfuri, le aduc aici, le vând mai scump, iau de aici mai ieftin, merg în altă parte și le vând. Merg pentru că iubesc banii. Asta este corabia iubirii de bani.
A doua mare categorie de corăbii care intră și pleacă din portul acesta sunt a acelora care merg și pleacă în largul mării să cucerească sau să descopere noi teritorii, să-și facă o faimă, să-și facă un titlu. Am înconjurat pământul, cum a făcut Magellan, sau că am descoperit alte și alte zone. Și să venim înapoi și să spunem cine suntem noi, să ne facem o faimă. Merg pentru că vor să fie lăudați. A doua corabie mare este dragostea de faimă. Iar a treia categorie a corăbilor care pleacă și vin în acest port sunt acelor care călătoresc și merg din plăcere. Merg să se plimbe. Și astăzi știți câte nave de croazieră sunt a oamenilor care merg să se distreze, să se merg din plăcere. A treia corabie este a celor care iubesc plăcerile. Numai că mai este una. Mai este una în care s-a urcat Iisus Hristos cu ucenicii. E corabia Mântuitorului. E corabia lui Hristos în care te invit în seara aceasta să te urci. Pentru că toate cele trei, așa cum spuneam, se duc la mormânt. Singura care este capabilă să străbată veșnicia este a lui Hristos. Pentru că așa cum spunea cineva, că nădejdea unui necredincios se termină la mormânt, iar acelui credincios de-abia de la mormânt începe. Că pentru cei necredincioși moartea este un sfârșit fără nădejde, dar pentru cei credincioși este o nădejde fără sfârșit. Iată că Domnul Iisus Hristos vine în seara aceasta și ne pune și El oferta Lui în față. Numai că El nu ne oferă mare lucru aici pe pământ. El ne oferă veșnicia. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, versetul 26. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Asta mi oferă Hristos, dacă îl urmez, dacă îl aleg pe el. Îmi oferă un loc în veșnicie, mi oferă împărăția lui Dumnezeu. Aici mi oferă ceea ce oferă o țară unei armate în război. Nu oferă decât condițiile necesare ca să poată duce lupta până la capăt. Ba Hristos spune Pavel că ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Unul ne dă și mai mult decât avem nevoie. Dar soldații sunt premiați doar după ce au terminat războiul și se întorc înapoi în țară. Atunci sunt încrunați. Atunci primesc răsplata. Hristos ne oferă veșnicia, acolo ne va pune cununa pe cap. Acolo ne sunt promisiunile, acolo este tezaurul, acolo e capitalul nostru. Acolo este comoara noastră. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei că unde vi comoara, acolo vă este inima. Unde mi este inima? Dacă inima mi este lipită de împărăția lui Dumnezeu, de Hristos, acolo mi este comoara, acolo mi este ținta, acolo mi este idealul. Acolo este scopul meu. Dacă inima mi-e lipită de lume, într-acolo mă trage ca pădima, care spune Pavel că din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit, și spune o poezie, de a fi ajuns tu, Dima, în lume mai bogat decât cezarul Romei și tot te-ai înșelat. Că la pentru ce l-a dat Dima pe Pavel? Pentru plăceri? Pentru avere? Pentru faimă? Nu știu. Dar l-a pierdut pe Hristos. În timp ce Pavel spune în aceeași epistolă, pe mine abia de acum mă așteaptă cununa nevestejită a slavei pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Eu pentru aia am trăit, eu în aia mi-am pus scopul și idealul și știu că El poate să păzească ce am încredințat până în ziua aceea, zice El. Unde ți este idealul? Unii trăiesc pentru lumea de acum, Pavel a ales să trăiască pentru ziua aceea. Dacă nădejdea mi este în ziua aceea, asta schimbă cu totul viața mea. Se spune că un bunic i-a spus odată unui nepot al său, spune-mi, avea 15 ani băiatul, ce dorești? Ori să-ți dau câte un dolar în fiecare zi, ori la 18 ani să-ți dau 10.000 de dolari. Știi ce a ales? Ca și copii, un dolar în fiecare zi, să am cu ce să mă laud la colegi, să am ce să-mi cumpăr. Numai că după 3 ani de zile, dacă i-ar fi adunat, ar fi dat 1.000 și ceva de dolari. Nu? Nu mai avea nimic, pentru că dolarul l-a cheltuit în fiecare zi. Ăsta este Dumnezeu. Lumea mi oferă un dolar în fiecare zi. Până la 18 ani. Până când am trecut în veșnicie. Hristos în veșnicie îmi dă
răsplata și veșnicia. Acolo mă așteaptă cununa. Acolo ne-a promis Domnul făgăduințele, spunea Traian Dos într-o poezie: frumos e viitorul spre care vă îndreptați, voi cei ce cu credință și dragoste luptați. Frumoasă este în ceruri, ca soarele frumos, cununa ce vă așteaptă, viteja lui Hristos. Frumoasă e lucrarea în care ați fost chemați, și numele, și haina, și steagul cel purtați. Frumos să-i faceți lucrul, să-i duceți rod frumos, a cei ce nu fac astfel, nu-s vrednici de Hristos. Frumoasă e credința pe care o apărați, nădejdea și iubirea pe care le cântați. Frumos e adevărul vestit de voi frumos, trimiși ce duceți lumii solia lui Hristos. Frumoasă e veșnicia în care o să intrați, voi cei ce până la moarte frumos o să luptați. Frumos în vece cerul sfârșitului frumos, nebănuită slavă vă așteaptă la Hristos. Numai că pentru cei care vor să dobândească împărăția lui Dumnezeu, pentru cei care vor să fie cu Hristos, zice Petru în prima epistolă, în capitolul 1, versetul 10, că prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Zice Petru așa: uitați-vă la prorocii din vechime. Ei l-au văzut pe Hristos în vedenii doar, prin Duhul. Dar când l-au văzut de departe, au făcut din Hristos și din harul acesta pe care îl trăiți voi ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. La fel, zice Petru în versetul 13, noi să ne încingem coapsele minții, să fim treji și să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Adică să ne facem și noi un ideal din împărăția lui Dumnezeu, din Hristos, din mântuire. Cum spunea Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui, că celelalte vi se dau pe deasupra. Sau, cum zicea Mântuitorul în Evanghelia după Luca, dacă cineva vine după mine și se uite înapoi, nu-i vrednic, nu-i destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Cei care vor să fie cu Hristos și vor să-L aleagă, nu mai au voie să mai întoarcă privirea înapoi spre lume. Zice Pavel, pentru El am pierdut toate. În acestea toate intră lume, cu plăceri, cu avere, cu faimă, dar le-am pierdut pe toate și le socotesc ca un gunoi. Spre gunoi nu-mi place să-mi întorc privirile. Și de acum aleg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Mi-am făcut din el un ideal. Uit ce este înapoi a mea și mă arunc spre ce este înainte. Ai făcut din Hristos și din mântuire și din împărăție un ideal? Trăiești pentru asta în fiecare zi? Îți stă gândul acolo la Hristos? Te rogi, cânți, postești, trăiești cu El în fiecare zi, e semn că L-ai ales pe Hristos. Dar dacă nu, dragul meu, orice nume ai avea și oricine ai fi, îți spun că tu ești tot cu lumea. Zice Pavel la un moment dat în Corinteni că tot lumești sunteți. Și le vorbea unor oameni care s-au întors cândva la Dumnezeu, care s-au botezat, care îl mărturiseau pe Hristos. Dar zicea el, dacă între voi sunt certuri, dacă între voi sunt dezbinări, asta din ce pricinau? Păi, în cazul lor era din cauza faimei unui predicator. În cazul altora e din cauza bogăților, a poftelor, a plăcerilor. Că de acolo vin certurile. Niciodată pentru împărăția lui Dumnezeu nu ne vom certa. Ne vom certa pentru lucrurile acestea lumești. Și Pavel spunea în Evrei, în capitolul 12, să veghem ca niciunul dintre noi să nu fie curvar sau lumesc ca Esau, care pentru mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. În ce a constat caracterul lumesc al lui Esau? Știți că în fața lui, ca și în fața noastră, stătea aceeași oferte? Stătea mâncarea care o gătise Iacov și stătea binecuvântarea lui Isaac, tatăl lor, care privea lucrurile viitoare. Și Esau, când a stat și s-a gândit, la ce-mi folosește mie binecuvântările la care se referă la copii, la copiii copiilor mei, la nepoți și așa mai departe? Când eu sunt mort de foame și am în față un blid de linte. Și și-a dat binecuvântarea tatălui pentru un blind de linte, de aceea a fost lumesc și numit în Scriptură și curvar.
Dragul meu, în fața ta stă lumea cu blidul ei de linte și stă împărăția lui Dumnezeu, lucrurile viitorului. Care le alegi? Zice în Epistola către Evrei, în capitolul 11, un lucru interesant despre Moise și vă rog să sesizați ce spune aici. În Evrei 11, de la versetul 24. Zice că prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. La ce a renunțat Moise prima dată? La faimă. În primul rând, în fața lui stătea faima de a se trage din Faraon. Tu ești din casa regală. N-a vrut asta. Ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. În fața lui stăteau plăcerile, cum stau și în fața noastră. Plăcerile pe care i-ar fi putut oferi viața la palat și viața de moștenitor al lui Faraon. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogățire decât comorile Egiptului. Ce stătea în fața lui Moise? Comorile lumii și avuția. Pentru că, și aici asta secretul, de ce ai renunțat la faimă, Moise? De ce ai renunțat la plăcerile pe care ți le oferea Egiptul? De ce ai renunțat la bogățiile Egiptului? De ce? Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, spre ce poate să ofere Hristos. Ce poate oferi Hristos? Împărăția și viața veșnică. Dragul meu, dacă vrei asta, nu se poate dacă nu renunți la astea trei. Cine mă urmează pe mine, zice Domnul Iisus Hristos, trebuie să se lepede de toate. Și uitați-vă la toate exemplele din Scriptură și din istorie. Toți care s-au întors la Hristos au fost chemați la acest stil de viață, la renunțarea tot. Pavel, vă spuneam, a pierdut toate. Și știți ce mod de viață a dobândit în schimb? Bătăi, lanțuri, închisoare, prigoană, batjocoră, foame, lipsă de îmbrăcăminte, sărăcie, putem spune, pericole. Dar de ce, Pavel? Pentru că știu că va fi o zi, o zi în care Hristos se va întinde covorul roșu în față, mă va primi în cer, în slavă, mă va prezenta în fața întregilor îngeri și atunci voi dobândi slavă de la El, nu slavă deșartă de la oameni. Când îmi va da moștenirea de veci, îmi va pune cununa de aur pe cap, aia e bogăția adevărată, că astea toate trec. Și când voi sta în veșnicie, uimit de Hristos și desfătându-mă în împărăția lui Dumnezeu, nu de plăcerile acestea de o clipă ale păcatului. Că zice el în Corinteni, în capitolul 9, că cei care vor să dobândească o cunună de pământ, se supun la tot felul de înfrânări, fac tot felul de lucruri ca să dobândească o cunună care se poate vesteji. Noi facem același lucru, dar pentru una care nu se poate vesteji, pentru cununa slavei. Aduc aminte că am citit despre un părinte bisericesc, vorba despre Policarp, care a fost prezbiter în biserica din Efes și contemporan cu Ioan, autorul textului care l-am citit. Așa că putem spune că a dobândit multe din învățăturile de la Ioan și de la Hristos. Se spune că la bătrânețe a fost prins de autoritățile romane. De fapt, el visase cu câteva zile înainte că perna de sub capul lui a luat foc și și-a dat seama că va muri ca ars pe rug. După câteva zile a fost prins și a fost dus în fața cezarului. A spus Policarp, avea, pare mi se, 84 de ani. A spus cezar, auzi, nu vrei să renunți? El era o persoană cu autoritate în biserică, era prezbiter. Și știa împăratul că dacă el se leapă de Hristos, odată decapitându-l pe el, va decapita pe foarte mulți credincioși, va distruge nădejdea în foarte mulți credincioși. Și a încercat cu frumosul, cum este lumea, că ne se duce. Uneori a încercat că în Apocalipsa 17, după ce această femeie stricată îți tembie cu cupa ei, dacă nu vrei să bei, îți va tăia capul. Că lumea acestea două armele are. Seducerea, iar cei care nu se lasă seduși, sunt prigoniți. Ei, a încercat să-l seducă pe Policarp și spune, auzi, ești bătrân, renunță la Hristos, du și tu o jertfă la zei și ai șansă să ai o bătrânețe fericită și liniștită. La care acest bărbat i-a răspuns în felul următor.
Auzi, de 84 de ani îl slujesc pe Mântuitorul meu. Niciodată nu m-a înșelat, niciodată nu m-a trădat, nu m-a păcălit. Să-l trădez acum în fața morții? Ce poți să-mi oferi? Și așa sunt bătrân. Pentru câțiva ani pe care, să zic, dacă i-aș mai trăi fără Hristos, să renunț la ce am luptat o viață? Spunea Traian Dorz într-o poezie: O, Doamne, ai milă de cei care chem să vină pe urmele Tale, să nu-i mai întoarcă din drumul curat, nimic să nu-i frângă pe cale. Ajută-L pe cel care nu m-a lăsat prea mari prietenii sau păcate, să nu mai întoarcă din drumul curat dorința spre cele lăsate. Ajută-L pe cel ce a lăsat pe pământ iubiri prea adânci și prea grele, să nu-ți lase calea cu sufletul frânt și inima întoarsă spre ele. Ajută-L pe cel ce a lăsat multe averi și scapă-L de orice robie, ca slobodea lumii de șarte poveri să-ți poată sluji numai ție. Ajută-L pe acela cu suflet legat, ce ascunse păcate mai ține, că-și cel care tu nu-l desparți de păcat, păcatul desparte de tine. Ajută-L pe cel ce plecând lasă-L tot, pe veci să se rupă de toate, să n-ajungă stâlp ca femeia lui Lot privind blestemata cetate. Ajută-L pe cel ce a ajuns pe altar și nu-i pregătit de înjunghiere, să nu-l prindă frica de-al morții hotar, pierind la un pas de înviere. Ajută-i pe toți când e clipa cea grea, să biruie tot ce-i mai leagă, cadând lumea întreagă pe dragostea ta, să afle a ta dragoste întreagă. După ce v-am prezentat așa cum am putut eu cele două oferte, lumea și Hristos, vă îndemn, cum spunea Iosua altă dată în Iosua capitolul 24, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Că despre mine, zicea el, eu și casa mea vom sluji Domnului. Domnul să ne ajute pe toți care ne-am hotărât. Amin.